special, are pe ordinea de zi, la primul punct, informarea asupra modificărilor legislative în domeniul accesării băuturilor fermentate din Ișchiet. Prezintă domnul Bărboca Vasile de la Accize și domnul Dumitru Ghiră de la Protecția Consumatorilor. Punctul 2, dezbaterea modificărilor legii 62 propuse de sindicate. Prezintă reprezentanții Cartel Alfa și CNSR de Frăția și la punctul 3 diverse. Dacă pentru punctul 3, considerați că trebuie să atingem subiecte care sunt importante, urgente și care pot fi amânate. Dacă nu sunt, permiteți-mi să trec la ordinea de zi, dau cuvântul domnului Bărboca Vasile. Vă rog. Fați două stați jos, fiți relaxat. Nu să... Privire la băuturile fermentate liniștite, altele de fermentare, modificările ca să vedem ultima perioadă, dar nu să fii mai zilva, o modificare importantă a avut loc în anul 2010, când a introdus acciza pentru aceste băuturi. A introdus acciza de 100 de euro de băutură. După aceea, în alte modificări, am intervenit în curba anului 2012 și să modifice specifice tuturor depozitarilor, în sensul că s-a introdus o garanție minimă care trebuie constituită de depozitari. Și aceasta, în funcție de calitatea de băuturi fermentate liniștite pe care o produce un depozitar, poate fi de 75.000 de lei pe an pentru 5.000 de litri de băutură pe an și de 150.000 pentru băuturi fermentate de produse de un anumit economic de peste 5.000 de litri pe an. Mai există și alte poze pentru depozitare, băuturi fermentate, pentru care se constituie o garanție de 50.000 de lei. De asemenea, un antrepozit care produce băuturi fermentate liniștite trebuie să aibă și agentul economic trebuie să aibă și un capital minim fix și lăsat. Hectolitri de băutură, peste 5.000 de hectolitri de băutură produsă într-un an. Alte modificări ar fi în legătură cu valabilitatea autorizației emisă pentru antrepozitarii care produc aceste băuturi, s-a mărit început de anul acesta de la un an la 3 ani. Pentru băuturile fermentate liniștite, la care ponderea de alcool pe care o conțin este mai puțin de 50% din fermentarea fructelor și sucurilor de fructe, anul acesta s-a introdus o acciză suplimentară în cuantum de 25 de euro pe hectolitru. Deci, pentru aceste băuturi, începând de la 1 aprilie 2013, se va plăti 125 de euro pe hectolitru de produs. Menționez că pe teritoriul județului Vrancea nu există la momentul actual niciun antrepozit autorizat pentru băuturi fermentate liniștite. Nu există nicio cerere în acest sens. Există un singur agent economic care produce băutură fermentată spumoasă, care are o acciză specifică de 45 de euro pe hectolitru. Acestea sunt principalele modificări. Am înțeles, dacă mai sunt întrebări, o să vă rog să răspundeți mai târziu. Domnul Ghiră. Informarea asupra modificării legislative în domeniul accesării băuturilor fermentate liniștite. Din categoria băuturilor obținute prin fermentare alcoolică, din câte piață sunt comercializate trei tipuri de produse relativ asemănătoare, care către consumatorul final urmează. Și am să le număr mai scurt. Mă refer în primul rând la vin, legea numărul 244/2012. Ieșită în sistemul organizării comune a fiecărui și din vizionare, publicată în monitor oficial, partea 1, numărul 633/14/2007, de asemenea, în modul 3 de guvern, numărul 769/2010,
pentru aprobarea normelor de urmări de aplicare de legii și binului în sistemul de urmări de să vină în vigoare. Și un alt aspect, pot vă prezint băuturile alcoolice fermentate nedistilate, un alt produs, alte decât berea și vinul destinate de consum uman. Ca atare, aici avem ordinul 766/2009 pentru aprobarea normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, alte decât berea și vinul destinate de consum uman. Ca atare, de asemenea, avem ordinul 92/31/2009 privind producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, alte decât berea și vinul destinate de consum uman. Ca atare, și un al treilea produs, e vorba de vinuri aromatizate, băuturi aromatizate de bază de vin și cocktailuri aromatizate din produse vine vitivore. Și aici vă reamintesc ordinul 142 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea normelor de aplicare a regulamentului Consiliului European, numărul 1601, 1991, privind la regulile generale, privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocktailurilor aromatizate din produse vinificare. Eu cred că nu trebuie să dau definiția. Eu mi-am notat mai multe aspecte aici. Nu, aș vrea să mă referim mai mult la partea de control, la experiența asta, în momentul în care ați verificat aceste tipuri de produse care se valorifică, ce concluzia aveți? Doamne, deci nu vă spun din partea practică, de foarte multe ori că dacă ați observat și dumneavoastră, apar aceste BFR-uri cât și alte produse asemănătoare, unde cetățeanul românul nostru a inventat o etichetă fantomă cu stucure foarte mare. Românul s-a uitat să spune, domnule, că ăsta e vin. Etichete foarte mare, unde apar un stucure enorm și, în final, conținutul de vin este de 10-15 până la 27% pe el. Și în rest este alcool, colorant și alte produse. Eu zic că este o notă proastă pentru țara noastră, care avem o pondere mare din siguranța, care e cea mai mare bază de vitivinicol din țară, să ne întrezim pe piață cu astfel de produse. Eu nu sunt de acord, eu, cetățean, nu sunt de acord cu aceste produse, pentru că mereu consumatorul este zbus în eroare, deci este înșelat cu bună știință. Nu putem impune producătorului, celui care produce această băutură, să nu folosească în partea afișării. Păi de-asta, de ce le folosește? Nu puteți să interziceți? Au fost situații foarte multe când am discutat cu un mare producător din Brancea, am zis la unul, și doamne, nu sunt de acord cu acest produs, în locul lipă de vin, și după scurt timp am observat că pare și acel producător a început să producă. Și între tot, ce s-a întâmplat? Spune că toți fac, eu ce fac? Rămân în urmă și dau falimentul. Cred că asta nu e o chestie. Cred că nu am nicio problemă cu ce face și cu ce desface. Probabil că ca cetățeanul mai mult care cumpără ceva să fie informat, să știe clar. Deci dacă scrie, e strugul ăla și scrie de nu vezi ochiul liber, nimic ce e acolo. Deci, din punctul meu de vedere, putem considera că cetățeanul e păcălit. Dacă el vrea să ia BFR-ul de la să-și rupă ficatul, e treaba dânsului. Dar în momentul în care se duce și cumpără ceva, să achiziționeze un produs în cunoștință de cauză. Asta cred eu că ar fi o discuție. Discuția... Există acest ordin pe care dumneavoastră l-ați menționat, ordinul 766/2009, îl cunosc foarte bine, în care spune foarte clar, aprobarea normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate. Le spune foarte clar că pe aceste produse nu trebuie prezentate niciun element de etichetare din care se rezultă că are vreo legătură cu vinul. Deci li s-a impus să fie expuse toate elementele, inclusiv ce a spus dumneavoastră. Struguri, crame, știu, prafețe vitivinicole, deci să nu mai fac nicio legătură. Iar dumneavoastră, asta ar trebui să faceți în acțiunea dumneavoastră de verificare, să constatați dacă este cazul că se încalcă aceste prevederi legale. Aici noi intervenim inclusiv cu legea 363/2007, privind ca și comerciale înșelătoare, unde este spus foarte clar că nu trebuie dus cineva de... Bun, dar ora actual, pe piața din județul Brancea, există asemenea tipuri de produse? Nu există, pentru
că au fost... Ok, e meriți, deci, bravo, a fost. Dar au fost, au fost și am găsit. Ok, am înțeles. Dacă vreți să vă mai completați materia. Nu, mai am din ultimele arte legislativ la părerea, dar eu zic dacă e clar, ce e interesat, poți să spun, am avut să-i dau. Am înțeles, vă rog frumos să aveți cuvânt. Fără, domnul Ciucătă. Domnul, am să vorbesc la ultima întrebare, pentru că societatea de piață, cum am mai sunt asemenea, nu este asemenea. Nu, nu este asemenea, dar chiar că în continuare sunt viruri falsificate. Deci, și dacă cineva dorește să mă vorbesc, să nu mă vorbesc, să nu mă vorbesc. Ce se întâmplă? Veterinarul comun de legislație comunitare nu mai este un comun cu bine și cu strâng. Este direct. Sunt implementări tehnici care trebuie respectate. În acest sens, vreau să vă răspund, să vă arăt eu de la Franța, din care vă fac următoarele propuneri. Deci, în conformitate cu regulamentul european 765/2008, și a, ordonanței 20, pe 2008, am văzut. Credeți că organele statului să facă următoarele lucruri. Sunt, ca organism, să creeze organisme și laboratoare de evaluare a conformității produsului conform reglementărilor tehnice, dar acestea să fie acreditate de RENAR, e necesar. Așa? Autoritățile de supraveghere a pieței în acest domeniu, sunt niște autorități, nu știu, dar de ce? Protecția consumatorului sau au o altă autoritate. Direcția agricultură. Direcția agricultură. Și pe urmă să fie organisme care autorizează societățile producătoare de resurse. Astea sunt trei probleme care trebuie să reușim și ne vom. Adevărat, ați ridicat o problemă foarte bine observată, ceea ce privește autorizarea și mai mult decât atât, licențierea. Înainte, până în 2011, a existat acel act normativ prin care se stabilea că toți producătorii, în special de aceste producători, trebuie să obțină licență de la Direcția Agricolă. În acest moment, nu mai este obligatorie emiterea acestei licențe și este o mare problemă, pentru că prin acele licențe se stabilea, la emiterea acelei licențe, se stabileau foarte clar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească producători, care sunt parametrii în care trebuie să îndeplinească în acest moment nu mai există. Dar, ceea ce privește verificarea calității vinurilor care se comercializează pe piață această dată, este Direcția Agricolă care prelevează probe din toate punctele de comercializare a vinurilor și le transmit laboratorilor, în special laboratorul de la Cluj, care este autorizat renal. Din câte știu, este domnul... Este un izotop pentru apă. Și acolo e o întreagă discuție pe tema respectivă, că... Dar pentru DFL-uri nu sunt autorizate să facă. Pentru DFL-uri nu sunt autorizate la laborator. Pe bază de bine. Ok. Continuare. Aceste laborator, ce este clar. Diferența între aromele naturale, că deci dacă faci pe o DFL din Vision, nu vreau să ai dus de Vision. În schimb, sunt arome sintetice, care se numesc cetone, și care sunt destul de periculoase pentru organismul uman, înțelegeți? Și deci, de asta răspund din sistem asupra acestor laborantare, care se fie efectuat pe noastră. Prin care să mai am sănșificat oamenilor în față. Acum am este o problemă. Deci, următoarea nu de-o vreau să răspund în perioada acestea cu de trebuie, a fost acolo pe evaziune fiscală de aici. Vă mulțumesc. Dacă mă trăiește și în asta iau, vă rog, domnul. Vreau să vă întreb, de ce nu a putut fi invitată și Federația de Comunitate de Sfântare de Federația de Comunitate, când se vrea corect pe această întâlnire să fie invitată un specialist pe care nu numai Vrancea, cât și Ministerul folosește A fost apel. Deci ar fi dat pe cineva de la RFL, apel, dar n-a venit. Nu e, deci nu e o vină, nu o proclamat, adică nu s-a discutat. Cred că sunt toate instituțiile
că mare parte dintre ei și sunt producători. Deci nu cred că există foarte probabil că bucanii și să nu, să nu știi. Da, în sfârșit, asta e. Vă rog, vădurile. De pe rolurile, n-au mai răspunsuri. Nu vreau să cele de scățăm și le vădăm în aceeași oameni. Pentru că în opinia mea și nu numai crescunda cultură a celor de față, este un atentat la sănătatea populației și o crimă împotriva răspunsului de genul. Este lucru de rău. Acum 2 ani. Făcând o paranteză, nu există un antrepozit cu așa ceva. Dar cred că faptul că a ridicat această acciză nu sunt. Asta e bine și este, este de bine. Atât timp cât a funcționat, iar toate astfel de firme care produceau această contrabă de viață, s-au desfințat de prețuri foarte mari la care era produs. Nu înțeleg, deși în cadrul Ministerului am avut o discuție, urerea lor la 25% deja va încuraja și vă garantez asta dacă nu există niciun, în momentul când se va scrie și vor avea și normele exacte, vă garantez că vor fi mai multe decât la trecute, care vă garantez. Deci, deci mulți, și știți foarte bine, că îi cunoașteți și dumneavoastră, cei care s-au repropriat în momentul când s-au spus că s-a ridicat acciza, după PNL-ul, fă apă, vinsă, fă alte prostii, da? Acum părerea nici nu apă. Dar cum permiteți? Numai puțin. Acest PNL nu poate fi controlat de nimeni. Nici de direcția de de absolut nimeni nu poate fi controlat în viață. Nu poate fi controlat. Nu s-a controlat niciodată această băutură și nici nu a controlat. De ce nu s-a mers în continuare? Au avut păzvărerea să producă acest PNL, dar cu acciză mare. Dar nu a scăzut acciza. Atât cum a scăzut la 25. Dacă avem la materialul prezentat de... Dar nu permiteți. Acciza a crescut cu 25 de euro pe hectolitru pentru băuturile fermentate obținute care au mai puțin de 50% alcool obținut din fermentarea fructelor și sucurilor de fructe. Deci acele băuturi vor avea 125. Codul fiscal spune foarte, foarte clar că a fost despre de 25 de euro. Era vorba, a fost o discuție. Deci, pe publicitate, ca și știre, a apărut că s-a scăzut accizarea BFL-ului, dar de fapt el a crescut cu 25 de euro. Pentru aceste produse. Ceea ce din punctul meu de vedere, ok. Deci, codul fiscal spune așa. Se aplică suplimentar, citesc, da. Se aplică suplimentar cele prevăzute în anexa 1, la titlul 7, 5 taxe speciale. La titlul 1, anexa 1, este vorba de o acciză de 100 de euro pe hectolitru, iar acest 25 se aplică suplimentar. Deci este 125. Cum le controlați? În primul rând, prin preț. Deci noi dacă găsim un BFL, noi capabil, dacă găsim o sticlă de băutură fermentată de citlul pe piață, trebuie să aibă, în primul rând, 1 euro pe litru acciza, plus un minim acolo de producție și sticlă și ce este el. Deci ar trebui să ducă cel puțin un 6 lei pe litru. Ori la un 6 lei pe litru consider că lumea mai face, se duce spre vin, găsește vin la ei. Bără. Da, nu mai e un produs rentabil pentru cei care îl comercializează, ceea ce pentru protejarea vieții noastre și, bineînțeles, a calității produsului, e regulă. Majoritatea de aici cunoaștem, în special dumneavoastră, domnul Constantinescu, cunoașteți că producerea unui astfel de produs nu depășește litrul, nu depășește 80 de ani. Am de tăi să nu nu, dar nu mai contează, dacă e filtrul ăsta... Și atunci, unde ați ajuns dumneavoastră la... Asta ce? Bine controlați. Nu așa vă trebuie. Domnul, dați-vă voi. Sunt condiții. Nu trebuie să respectați-vă. Că... Ați terminat ca să puteți să mă minuați și noi. Că mai luați același subiect.
subiect de care nu mă gândim până la o comună, ne adunăm niște oameni și la partea, pentru la partea la Turcia. Mare care e prosus pe care îl haideți să lăsăm, mă rog, eu cum spun din adună. Apropo de acea întâlnire și apropo de domnul Căpoca și poate mai multă lume cunoaște experiența care am avut în domeniul acesta. Am fost și biroul la autorizații până în 2007. Iar atunci am semnat autorizații de antrepozit fiscal. Prima dată când am fost eliberat în județul Vrancea, am fost eliberat și datorită muncii pe care am făcut-o eu. Și cunosc foarte bine legislația în domeniu. Și de aceea mi-am permis să mă duc și să îmi exprim un punct de vedere în ceea ce înseamnă modificarea acestei legislații. 1. 2. Dați-mi voi să vă spun că în toată Uniunea Europeană există aceste băuturi fermentate liniștite. Da, atenție! Sunt produse cu respectarea normelor legale, legale în vigoare. Așa cum a spus materialul prezentat de către domnul director Dilă, spune foarte clar. Aceste produse se obțin prin fermentarea unor fructe, a unor produse apicole, a unor musturi de fructe. Deci, nimeni nu poate să îngrădească producerea acestor băuturi, dar în condițiile stipulate prin lege. Ceea ce s-a făcut la noi în România, până în 2010, când a fost introdusă acciza de 100 de euro pe hectolitru, a fost o interpretare greșită, pentru că legea la noi a fost interpretativă și s-a ajuns la acele produse care erau obținute din cu totul și cu totul alte ingrediente, în special drojdie, apă și sapă. Despre ce vorbim? Deci noi nu putem, că mai venise cineva cu ideea stupidă, din punctul meu de vedere, să le scoatem din toate codul fiscal. Nu se poate scoate din codul fiscal, pentru că aceste produse, noi suntem în Uniunea Europeană, aceste produse sunt prevăzute în toată legislația Uniunii Europene și pun o singură întrebare. Bun, noi nu le producem, dar în momentul în care un comerciant din România ar dori să le importe, să le comercializeze pe teritoriul României, noi cum le controlăm pe acele produse? Îmi spuneți? Dacă nu sunt introduse în codul de fiscal, faceți aceea. Domnule, domnule, chemați-vă cuvântul, doamne, chemă-l. Știu când vă combineți să ne combineți și nu ne-am dat, dar nu ce nu-l vindeți mai liber. Doamne, chemă, uitați puțin la mine. Deci rugămintea este să respectați oamenii ăștia și să nu mai interveniți. E poziția vă, domnul subprefect. Când termină dânsul, intervine altcineva. Altcineva. Ok. Dacă mai sunt poziții referitor la acest material. Eu cred că, din punctul meu de vedere, ceea ce ar trebui noi să discutăm și ceea ce ar trebui să ne intereseze este nu BFL-ul și producerea lui, ci ar trebui să ne intereseze cum facem ca vinul contrafăcut să nu mai fie pe piață. După părerea mea, este cea mai problemă pe care noi o avem ca județ. Faptul că există pe marginea drumului o groază de cetățeni, ei spun comercianți, care desfac aceste produse, creează o mare problemă imaginii și ideii de fiind de Vrancea. Pentru că sunt oameni în tranzit care cumpără acest produs și care e, din punct de vedere calitativ, e clar că este discutabilă, hai să spune, legătura cu strugurii, ca să folosim o sintagmă folosită de tot domnul Ciubotaru mai devreme, și produce mari prejudicii celor care în Vrancea produc vinuri de calitate și nu le pot desface. Deci, și clar că trebuie făcut ceva, ne-am discutat și la ședința anterioară, cred că ar trebui să facem o analiză. Din punctul meu de vedere, consider că acest tip de comerț nu este un comerț civilizat, nu este un mod în care cineva care vrea să-și promoveze produsul să facă, să-și deschidă vinării. Există această procedură civilizată. Vedem și noi că deja foarte mulți din cei mai mari și-au făcut aceste vinării, un loc unde cei care sunt responsabili în verificarea calității produsului respectiv să se ducă, să ia probe, să verifice, astfel încât ceea ce noi trebuie să... Interesele noastre sunt, unul, sănătatea populației, deci ca acel produs să nu aducă, eu știu, prejudicii ficaturi, cum spunea domnul Ciubotaru, și nu, în ultimul rând, ca produsul vin de Vrancea să fie un produs respectat peste pe și asta nu putem face decât dacă împreună o să avem o acțiune în care toți cei care produc vin din altceva să încercăm să eliminăm după piață. E clar că va trebui să facem o analiză, să vedem
care sunt toate instituțiile implicate în acest fenomen și să interzicem această comercializare. Tu ești anul... Da, dacă vreau să până în 2008, când mă ocupam efectiv cu treaba asta, coordonam activitatea de inspecție a Direcției Agricole, știu că se făceau echipaje mixte urmate din țări de poliție, din tot de la poliție și din angajați la noi, de la Direcția Agricole, și știu că am vreo 2 ani așa, am reușit să mai dislocăm după zonă. După 2009, nu știu cât s-a mai făcut, nici nu mai am vreo față informații de lucrurile astea, dar știu că s-a mai făcut niște acțiuni. Cred că asta este soluția. Până la urmă, făcut... Bun, dar mai există serviciul ăla pe care îl coordonați astăzi? Există în structura... Da, da, da. Inspecția la Bichetinicul există, dar nu există. Se poate face, așa se făceau echipaje mixte, mergeam cu cei la poliție și se face. Sper să fac și continuare. Bun, eu discut ca și activitate de comerț. Deci, din punctul meu de vedere, această desfacere a produselor agricole pe marginea drumului nu este o activitate civilizată, sănătoasă, în, deci, oricum, o să facem niște discuții ca să vedem cum putem să se trece. Vă rog. În fiecare localitate viticole sunt câteva sute. Cum sunt aceștia vin? Marcea lumea, nu uitați corect. În piețe, n-au loc. Da, spuneți-mi... Deci, faptul că interzicem băiatul de vândă mașini de bine sau de loc, n-am înțeles la asta. Da, este bine, dar ce facem cu ei? Că vorbesc, nu, vorbesc numai de cei care... Deci, facă minerii! Chiar v-aș lucra să... Dar ce înseamnă cinerie și accepțiunea pe asta? Cum vezi un parcul? Eu sunt clădire, o care... Nu ăsta a fost mesajul până acum jumătate de an. Mesajul nostru acum către vicentă, vicenta se va vin. Că de restantul guvern le recomandă să-și facă alte post de discare. Să vedem în condițiile în care producătorile din Mama și Poșul de la Sare, care nu are mare ocupare să-și pune zahăr și pune în ceai, să vedem cum își fac ei alte post de discare. Deci e clar că interpretatul desfacerea produselor agricole să pot face nu neapărat să ai antrepozitul tău fiscal și poți să faci un alt antrepozit fiscal, eu mă refeream doar la activitatea de comerț, care din punctul meu de vedere, acei cetățeni cu mașinile care stau pe marginea drumului, nu au, sau nu aducă imagini, mai să știm că mare parte din ei nu au un vin de calitate. Asta și asta se zice. Și nu poate fi controlat? Nu poate fi controlat acest vin, dar se poate. Da, 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 am spus că poate fi controlat. Dar mă referam doar la comerț. Dar la faptul că acei oameni cu mașina vând și stau în soare și așteaptă trecătorii, care nu e regulă. Dacă îmi permite, domnul prefect, domnul Ichim, văd că nu cunoaște foarte bine de state, deci îți lansează niște afirmații gratuite și greșite. În codul fiscal, în legea 571/2003, există acea categorie de mici producători, care au dreptul de a produce în vederea comercializării până în 1000 de hectolitri, ceea ce înseamnă 10 vagoane pe an, fără a fi obligat să fie autorizat ca între pozite fiscale. Să producă în vederea comercializării, am spus. Și ceea ce înseamnă că pot comercializa și pot comercializa către antrepozite fiscale, către magazine specializate sau către, sau prin magazine proprii de desfacere. Deci n-au voie să vând căieri. Deci decât prin acestea pe toate. Către antrepozite fiscale, magazine specializate și unități specializate. Și alimentație da, sfârșit, dar să-i dezbrindare, care nu ne bine de mărgea. Domnul Tomas, aveai 2 hectare de vitivă știința mea. Cum vine să mă lăsă producția? Păi, dar la mat, așa e. Vorbeau, nu? Nu, vreau atât, dar... Care e mat? Cum atât că nu mai cumpără? Da, ia seul, la luate. Deci, din punctul meu de vedere, repet, faptul că cetățenii trebuie să se asocieze, să-și creeze puncte de desfacere civilizate, când sunt 2, 3, 5 vecini să-și facă un magazinaș, o vinărie de aia, din punctul meu de vedere, e regulă. Astăzi și tu intră în discuția noastră de astăzi. Dacă pe subiectul care avem în analiză astăzi mai sunt comentarii. În legătură cu codul fiscal prevede, în primul rând, gospodăriile individuale care produc pentru consum propriu, nu au nevoie să autorizeze, trebuie să anunțe că produc și depună declarații. Și există mici producători care trebuie să fie agenți economici, persoane fizice, asociații familiale, orice. Și care produc
și vând aceste produse. Au o limită, dar exact cum am spus, de 1000 de hectolitri de vin pe an. Da. Nu okay. Sunt condiții speciale la autorizare, nu se cer dosare întregi. Da, domnule, timp se referă la o anume rară situație și anume faptul dreptul producătorului respectiv de a vinde produsul pe piața liberă către greșelul care ceea ce din punct de vedere a legislației actuale este îngrădit și cu asta sunt perfect de acord, dar nici nu putem noi să influențăm atât timp cât putem de... Dacă sunt alte probleme pe subiectul ăsta. Dacă nu propun să trecem la punctul 2, la legea dialogului social, vă rog reprezentanții sindicatului la vârstul. Deci știm cu toții că în anul 2011, mai bine zis, pe data de 7 aprilie, a fost trecută prin Parlament și a adoptat prin asumarea răspândirii. De către guvernul Boca, legii 60. Pe 10 mai a fost chiar, a apărut în monitorul oficial. Noi de atunci mereu vrem ca această lege să fie modificată. Am susținut mereu și am crezut că găsim înțelegere, dar până în prezent au fost mai multe tentative de modificare a acestei legi, dar nu s-a concretizat nimic. De aceea am zis să o mai discutăm încă o dată și să venim cu propunerile noastre de modificare, ca această lege să fie conform și concordanță de plină cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Și probabil că aveți toată lumea materialele. Am zis să elaborăm după modelul Convenției Organizației Internaționale a Muncii, în sensul modului de exercitare a dreptului de asociere a angajatorilor și a angajaților să fie reglementat de un singur act normativ. Ok, dar spuneți să... și ce constă modificările pe care le propuneți. Clar, concret, că păi, vrem ca, nu știu, ăla să fie așa, 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 așa. Aici, dacă dați voie, aici am și venit. Vă vom prezenta pe scurt analiza pe punct a fiecăruia așa. La legea dialogului. Sindicatele le este mai greu să găsească un set. Deci prin noua lege, deci nu mai prevede ca în vechea lege angajatorul era obligat să asigure un sediu, un spațiu și logistică, să pună la dispoziție sindicatul. Acum poate. Deci nu mai are obligativitate. Deci trecem direct la astea. După aia, după ce cetează mandatul liderului de sindicat în vechea lege, așa, neimputabil liderul de sindicat, nu se putea desface contractul pe o perioadă de 2 ani după ce a terminat mandatul liderului de sindicat. Acum, în noua lege, nu mai există așa ceva. Cu toate că în codul muncii, deci nu mai e nicio corelare a dialogului social conform codului muncii. În codul muncii a rămas aia. La constituirea sindicatelor. Deci, până acum, dădea dreptul ca din sectoare de activitate mai mulți salariați să poată constitui un sindicat. Da? Deci din acest sector de activitate. Erau 3 la dumneavoastră la firmă, 2 la mini, 3 la... Toți se strângeau. Prin noua lege nu se mai poate face așa ceva. Deci ne îngrădește niște... Mai lege cum prevede. Fiecare face comunitatea... Numai dacă ai... 15 și era în vechea lege. Și dacă nu ai într-o societate 15, nu poți să constitui un sindicat. Înțelegeți dumneavoastră? Da, dar nu poți constitui. Deci dacă sunt firme mici... Așa. La problema negocierii contractelor de muncă, da? Acum a dispărut contractul de muncă la nivel național. A rămas și el de ramuri, dar ramurile încă nu s-au finalizat. Deci, de 2 ani și ceva nu s-au finalizat ramurile de activitate. Nu mai există contracte la nivel... Ce au rămas la nivel de unitate. Înțelegeți? Și acolo, la nivel de unitate, iar numai dacă vrea patronul te invită. Înainte, în legea veche, era obligat patronatul să te invite la ședințele Consiliului de Administrație, să asiști, să-ți spui părerea, nu cu drept de vot, îți spui părerea, să punea la dispoziție inclusiv situația financiară, economică financiară a societății, care se aducea la cunoștință și la nevoie și la toate astea.
Acum patronatul nu. Deci totul s-a făcut în favoarea patronatului. Vedeți și dumneavoastră ceea ce se întâmplă acum. Unitățile mari care se închid, inclusiv la Olchim, inclusiv la alte societăți, la Sodă Govora, dacă vă uitați acum, sunt colegii mei de acolo, vorbim din Chimie, la Sodă Govora au intrat în greva foame, pentru că nu, patronatul nici nu-i parcă nu pot să încheie contractul. De 4 luni de zile să chinui să încheie contractul. Deci pentru asta avem noi modificarea la legislației muncii. Înțelegeți? Asta... Respectul pentru muncă. Ca să nu mai... Astea sunt principalele? Păi, astea sunt principalele și e materialul care l-am dat și... Ok, o să luăm și o să-l... Dacă mai sunt alte... Eu... Partea sindicală, vă rog. Aș vrea să vă aduc aminte că în luna octombrie anul trecut, sindicatele au prevăzut un meeting la nivel de țară în toate capitalele de județ. Noi atunci am suspendat aceste acțiuni datorită acestei ordonanțe pe care le-a spus la o dispoziție și a spus să se modifice legea prin ordonanțe de urgență la în sistemul acesta. Noi am suspendat această acțiune și e posibil ca să revenim asupra acestor acțiuni. Da, nu mă aceasta este legea 62 care a zis să modifică prin ordonanță de urgență și nu s-a modificat. Pentru că n-a avut Comisia Uniunii Europeană să modifice prin ordonanță de urgență. Ok. Am înțeles. Celulă, nu se poate realiza direct într-o federație, conform legii 62, dar neîntrunirea a 15 luni este în care cu probleme. Și aici, pentru că este nu vă rog cum a făcut, ce face lucruri cu muncii. Dacă mai sunt alte probleme care considerați astfel că ar trebui să fie prinse în sau să fie modificate în actuala legea. Nu, aici n-am prins. Tot problema este și cu reprezentare. Nu mai sunt date solicitări, dar am cuvântul patronatului. Vă rog frumos. Patronatul IMM-ul, pentru că la acest patronat față de credere sau reprezent, apreciază efortul sindicatelor de a completa legea 62, și cred că propunerile dumneavoastră, cred că ar putea fi din Sela București, ca să fie studiate acolo, să fie corelate cu alte propuneri din țară. Și dacă sunt bune și dacă sunt puse de acord cu sindicatele și cu guvernul, să fie, completate la legea 62. Poziția noastră este că legea 62/2011 este o lege europeană, respectă în general condițiile europene, nu se poate schimba așa peste noapte. Și este o lege care îndeplinește criteriile care permite unui parlament sau unui guvern să dea o lege. Deci, și noi lucrăm pe această lege 62 și vreau să vă spun că patronatele IMM-urilor au făcut 108 patronate reprezentative în toată țara asta, deci mai mult decât două pentru fiecare descuperă personalitate juridică, conform acestei lege 62, care e valabil și pentru sindicate și pentru patronate. Și aceste reprezentativități se fac cu confirmarea că ai firmă, ai domeniul de activitate la IDEMI. Deci este o chestiune foarte clară. Noi susținem în continuare că activitatea trebuie să fie tripartită, adică patronat, sindicate și guvern, că acestea sunt părțile care au ce discuta sau au probleme care îl privesc și pe cel de lume. Și acolo materialul prezentat, de exemplu, nu suntem de acord ca atribuțiile guvernului să fie preluate de ONG-ul. Pentru că ONG-ul are cu totul alt specific și noi vrem să știm care e partenerul nostru de dialog. Sindicat, guvern și parlament. Susținem în continuare, așa cum spune dumneavoastră, spun dumneavoastră cu reprezentativitatea. Noi susținem criteriul de reprezentativitate și pentru noi, IMM, pentru că din 4.000 de activități în codul Calian, ramuri de activitate principale poate sunt 50-100, dar celelalte care sunt mii și sute, să unesc în mai mici, aceștia mai mici, să organizeze diferite domenii. Și cine are ramurile de activitate să facă acel contract colectiv de muncă de ramură, cel național este imposibil de făcut, pentru nu așa este în Europa, și nu trebuie să supere nimenea. Și să nu uităm că acești tineri mici, 90% au între 1 și 9 salarii. Și este dreptul nostru la asociere și nu vrem. Sindicatul nu poate să ceară îngrădirea dreptului nostru la asociere și nu cred că același alt normativ poate să reglementeze și activitatea.
să ai biserică în afara unității și nu în unitate. Teritoric, da, păi la exemplu, să se fie la antene. Deci, nu trebuie. Plus, dacă s-a terminat, s-a închis firma, a plecat și liderul sindicat și patronul și toată lumea, nu mai termine acest mai. Cum să mai țin încă 2 ani? Adică el ce este? Este socul de liquidare judiciară? Preferitor la CES. Dumnezeu spun că CES nu funcționează. Eu zic că CES funcționează foarte bine și vreau să vă spun că sute de acte normative, noi suntem reprezentativi de un an, avem confirmare de la ITM, avem hotărâri de căsătoriți. Am muncit și am putut treaba asta. Mai sunt și alte patronate și sindicate. Deci CES-ul funcționează. Noi avem doamne acolo. Sute de acte normative vin și ne cer părerea. Aici, aici le modificăm. Pe cum te facem propuneri care să acceptă, care nu să acceptă, pentru că nu noi suntem cei mai dați în țara asta, dar CES-ul preunește activitatea tripartită. Și orice chestiune trebuie să meargă la CES, că CES-ul funcționează. Acum guvernarea are cu totul, cred că, alte priorități mai importante decât modificarea acestei legi, dar ne susține și noi activitatea în viitor, când se va putea, s-o perfectă. Dar nu în favoarea unora și în defavoarea unora. În ce mă privește, noi, patronatele IMM-urile, vom apăra legea dialogului social, după care funcționează și această comisie, așa cum am avut o discuție acum câteva luni. O să vă cer sprijinul domnului prefect ca să luăm legătura cu administrația, să facem comisii de dialog social în cele 5 orașe și noi vom veni cu reprezentanții noștri, pentru că nu împreună putem să dezvoltăm județul, să ne apărăm să ne apărăm interesele și toată lumea să trăiască, așa cum spuneți dumneavoastră acum la ordinare, un pic mai bine. Și noi așteptăm să vedem un pic mai bine. Ok, vă mulțumesc. Dacă din partea patronatului mai sunt alte poziții. Dacă nu mai sunt, e clar că, cel puțin din punctul nostru de vedere, mă rog. Asta se vede din partea? Procurii Naționale. Mă rog. Care, din punct de vedere legislativ, planurile de activitate nu mai sunt prezentate. Sau da. Sectoare de activitate care nu sunt prezentate foarte bine. Dar care încă e destul de greu, ceea ce privește, ce privesc contează de politică. Ok, vă ascult, spune. E un aspect. Părerea domnului Romanu e dezorat, pentru că patronatele de IMM-urile, din IMM-uri, au semnat împreună cu noi un document de acord privind modificarea și s-a concretizat în această propunere către, și concretizată mai mult decât atât, într-o ordonanță de urgență, că ne-au primit atât doar, că vreau să fac precizarea că Blocul Național de Sindical desfășoară campanie de strângere de semnături în vederea modificării, inițiativă de ok, foarte bine. Ce vreau să vă spun? Următorul lucru. Deci noi suntem în etapa în care discutăm în funcție de părerea pe care fiecare, ca și reprezentant al unei instituții sau așa, oare despre această lege. Toate lucrurile care fiecare dintre noastre le-ați transmis vor fi centralizate de doamna Ciurcă și vor fi cumulate într-un material care va fi transmis celor interesați, deci CES-ului, Parlamentului, tuturor celor care mai putea să sprijine în acest sens, dar bineînțeles că fiecare din cei interesați de această lege trebuie să-și folosească structurile superioare, pentru că, de fapt, negocierile și toată procedura vor fi la nivel național, acolo unde se va încerca ca pe aceste teme, care nu le văd foarte importante. După părerea mea, sunt discuții. Deci, aș accepta mare parte din ele. Mai puțin chestia cu rămânerea de-a, dar în sfârșit e părerea mea. Dar restul mi se par absolut normal. Vreau să argumentez nu, dar voi că nu faceți dialog, deci nu stați din noi. Vreți mai ales în modul deosebit. Nu, am făcut o mică intervenție. Vă rog frumos. Domnule, stimate domnule prefect, domnule și prefect, părerea domnului Adam, că este părerea mea personală, nu. Eu nu vreau pentru mine aici. Și vreau să vă spun că mișcarea patronală a făcut o hotărâre și și-a spus poziția voastră în legea 62. Și, într-adevăr, sunt două patronate care susțin modificarea acestei legi. Deci, aceste patronate sunt Pompi Romu și Ucilo 1903. Iar UNEPR-ul și CPISC-ul au trecut de partea cealaltă unde suntem și noi, unde mai este CONEPR, PNR, UGIR, CNIPMMR-ul, ARAP-ul și CNPR-ul. Deci sunt 6 și 9, sunt 8 care nu susțin
sistem legislativ, fără a intra în discuții politice cu domnul Roman sau cu oricine, consider că este foarte importantă procentarea adoptării modificărilor legii 62, pentru că noi, la ora actuală, suntem suspendați pentru că nu mai suntem în baza unui contract colectiv de muncă. Deci este un lucru foarte important. Legea organizează și reglementează desfășurarea activității, atât sub aspectul muncii, capitalului și așa mai departe. Deci, prioritar este modificarea acestei legi în regim de urgență. Am înțeles. O să transmitem solicitarea noastră. Dacă mai sunt alte poziții. Dacă nu, eu vă mulțumesc. Consider că ordinea noastră de zi a fost epuizată. Vă urez sărbători fericite și ne vedem sănătoși la viitoarea ședință.